o sărbătoare a bucuriei eterne și de pline, a luminei divine, a comuniunii și a înnobilării spirituale a sufletului. Am socotit așadar că ar fi potrivit să vă invităm într-un scurt pelerinaj imaginar în locul, în orașul în care s-a născut Iisus Hristos, Nazaret, și nu numai. Dacă vom procede, îngăduiți-mi, vă rog, să vă prezint invitații speciali de astăzi. Fidele călăuze în drumul nostru spre Țara Sfântă. Îi spunem în acest context, bun venit, în al preasfinției sale, Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoare, Precăciune, Părinte Mitropolit, în al preasfinția voastră, ne onorează mult prezența. De asemenea, ne onorează cu prezența Părintele Paroc, Dr. Ionel Popescu, vicar epatriar. Mulțumindu-i totodată pentru buna colaborare pe care o avem. De asemenea, doresc să aduc mulțumiri unui om deosebit, cu care avem o colaborare extraordinară, domnului profesor universitar doctor, abilitat Sorin Mușuroi, prorectorul Universității Politehnica din Timișoara. Un cuvânt cu totul special de mulțumire doresc să-i adresez domnului academician Andu Bina, pentru strădania domniei sale în organizarea acestei manifestări, totodată invitându-l să facă cuvenitul oficiu de deschidere a acestui eveniment. Poftiți, domnule președinte. Va ridica lumea și va porni o răzbunță.
l-ați ascuns și știa că, de fapt, nu are nicio vină, că nu e nici, spunem, o intenție de a aduce o acțiune împotriva. Cu toate acestea, a fost condamnat, a fost executat, se zice că a fost și o judecată, se pare că n-a fost nici o judecată. Și tocmai aceasta așteptăm noi acum, ca în alt caz Sfințitul, să ne o tălmăcească, fiindcă de-a cursul celor mai bine, sau aproape de 2000 de ani, au fost și încă sunt și scrieri și religioase și nereligioase în care vorbesc despre judecata vinovatului nevinovat. Mulțumesc! Informațiile aduse de dumneavoastră ne-a apropiat următorul moment, mult așteptat de altfel, de conferința cu generică. În altă aspeția voastră, cu siguranță că ne veți reține respirația, o seamă de informații inedite, din viața Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Așadar, vă ascultăm multă atenție și cu deosebit interes. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru cuvântul de deschidere și am întrebat de dacă s-a lăsat domnul academician Bolnea, că aș fi vrut să joc în pauză cu dânsul, printre fraze, un pic de tenis științific. Dar o să joc domnul academician acum prezent și, bineînțeles, e posibil că o să joc puțin tenis și cu părintele Covar. Nu va fi o conferință în care o să vă citesc o jumătate de oră, oră, ci o să fie un dialog, să învățăm unii de la alții și să lămurim nelămuritul proces al Mântuitorului. Există atâta incertitudine și atâta haos și atâta scrie care mai de care fanteziste despre cele petrecute în urmă cu 2000 de ani. Domnule academician, în ce registru credeți că ar fi bine, din punct de vedere științific, să ne așezăm la treabă? Să rămânem în spațiul fizicii lui Newton, să ne mișcăm în spațiul mecanicii cuantice, sau să ne mișcăm într-un spațiu transcendental. Nu e greu de spus, pentru că până la urmă nu să zic că toate vin din același loc. Așa. Și Newton și cuantica. Microfonul, pardon. Și spațiul transcendental. Dar fiind să spunem după mine, zice că ar trebui să fie pasul transcendental. Dar, să zic,
să mergem și în spațiul istoric, da? Pornim din spațiul istoric atunci, pentru că și știința n-am dat o împărțire, o etatizare a științei de peste 2000 de ani, pentru că nu-i chiar locșorul ei acum ai deși într-o asemenea aură știința ar fi prioritară, dar totuși, zic eu, în orice caz, ne aflăm în secunda aceasta, imaginați-vă, într-o sală finită și nemărginită. Ați văzut? N-au mai încăput și studenții care vine prin și domine un pic din cele ce voi relata, dar s-a făcut o extensie a spațiului. Iată, în acest spațiu ne aflăm în secunda aceasta. Aș zice să mergem într-o zi a întâi a săptămânii. În ebraică, într-un Yom Shishim. La evrei, zilele, nici atunci, nici astăzi, nu se numeau duminică, luni, marți și mai departe, ci erau numerotate așa. Ziua întâi a săptămânii, ziua a doua, a treia și mai departe, și abia a șaptea zi are un nume. Și numele se numește, după cum știm toți, Shabbat, odihnă, Shabbat, sâmbătă, zicem noi pe aici prin Banat, dar vine din transliterația aceasta aramaică și are însemna odihnă, deci ziua odihnei. Ne aflăm ca să aflăm de unde a pornit procesul, care au fost cauzele acestui proces. Nu aș încerca cum, n-aș încerca să mergem chiar dintr-un începutul, pentru că se pierde dincolo de negură de vreme cauzele acestui proces. Și l-aș putea găsi prima cauză, primul semn, primul deget arătat, îl putem găsi în Cartea Afacerii, capitolul 3, versetul 15. Cât fiind de acolo și până unde doresc să ne întoarcem acum. Iată deci, se apropiau Paștile ideilor, împrejurul Ierusalimului, se aflau mii de oameni veniți din întreg Imperiul Roman și numai, unde se aflau răspândiți evrei în vremea aceea și fiecare și-ar fi dorit, măcar o dată în viață, să ajungă la praznicul Paștilor la Ierusalim. Deci, mii de oameni. Cetatea Ierusalimului în acea perioadă n-avea mai mult de 3.000 de locuitori ca atare, însă împrejur erau mii și mii de oameni veniți pentru acest praznic. Ce așteptau, ce căutau oamenii aceștia care veneau de la mii de kilometri cu corăbile, unii prin deșert și mai departe, bineînțeles, veneau și pentru praznicul ca atare să participe la tot ritualul acesta iudaic care se făcea de parte acolo, dar mai veneau după ceva. Cum soseau în Țara Sfântă și la Ierusalim, puneau întrebări. Ce se mai aude? Toți știau că va trebui să vină Mesia.
Și atunci întrebau, cumva s-a născut Mesia? Cumva a mai apărut un profet? Cumva un profet a mai spus ceva? Pentru că lucrurile acestea, faptele acestea, îi interesa să meargă să le împărtășească celor de acasă. Ce mai este nou la Ierusalim? Deci aceasta era setea de a cunoaște și noutățile care ar fi, s-ar fi putut întâmpla la Ierusalim. Și așa se face că iată, cei care au venit acolo au aflat în decursul timpului și despre Iisus, Fiul Tesarului din Nazaret, ce minuni săvârșește și ce activitate publică are. Eu am zis că despre nașterea Mântuitorului și despre învierea Mântuitorului în pământul nostru românesc, vestea aceasta și despre naștere și despre înviere a ajuns foarte repede. Pentru că pe malul Mării Negre, cetățile antice grecești, Tomis, Istria, Canatis, în acele cetăți se aflau și comunități de evrei buni practicanți în ceea ce înseamnă comerțul. E, dintre familiile acestor evrei care locuiau în aceste cetăți, odată cu 700 de ani înainte de era noastră creștină, și aceștia este imposibil să nu fi, din câți erau acolo, să nu fi participat în această perioadă la unul dintre evenimentele, din proximitatea acestor evenimente de naștere sau înviere. Deci, despre nașterea și învierea Mântuitorului, cuvintele acestea au ajuns în spațiul nostru românesc în imediata apropiere a acestui eveniment. Deci, oamenii aceștia, cămiile sosiți în spatele Ierusalimului, veneau cu avionul să știi că ajung astăzi și peste două zile și pleacă. Unii veneau, ajungeau cu o săptămână, cu două, cu trei săptămâni. Înainte plecau, știau când pleacă din părțile lor, în nordul Africii, sudul Europei și mai departe, dar nu știau săracii când vor ajunge acolo. E, în toată această perioadă era această forcotă. Ce mai e nou? Ce s-a întâmplat? Dacă cumva un profet a mai zis ceva despre nașterea lui Mesia sau ce profeții, cum vă spuneam, au mai spus respectivele persoane profeții. Ei, și unul din evenimentele care a mișcat pe toți și se petrecuse foarte aproape de Ierusalim, a fost învierea prietenii lui Hristos, lui Lazar din Betania, care se află la o distanță de aproximativ 3 km de Ierusalim. Vestea aceasta a mers în spatele acesta de pelerin și a spus, uite, Iisus, Yeshua din Nazaret, a înviat un om aici, pe munte, în Betania, pe Lazar. Ei, s-au rămas, ei au crezut, n-au crezut, fiecare după puterea credinței lui și minunea este că de data aceasta, de data aceasta, au auzit că
a venit în Betania și cel care l-a înviat. Și așa se face că s-a manifestat un mare interes ca să meargă să-l vadă și pe Lazar și să-l vadă și pe cel care l-a înviat după 4 zile în morți pe Lazar. Și așa se face că în ziua întâia săptămânii, eu creștin, astăzi, duminica la noi, o mulțime mare de oameni, auzind lucrurile acestea, se îndreaptă spre Betania. Hristos coboară din Betania spre Ierusalim și așa se face că se produce o mare tulburare și neliniște în spațiul Ierusalimului, când, iată, mai erau câteva zile pentru răzbuirea Paștilor și în loc lumea să vină spre templu, de data aceasta lumea pleacă de la templu în altă parte. Este un moment crucial în, cum se spune, în despărțirea adevărului. Este momentul crucial din istoria mântuirii omului. Oamenii lasă templul și se duc spre Hristos. Acesta este un moment foarte important, vizibil, am putea spune chiar zero, în reorientarea lumii spre altceva, spre Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și așa se întâmplă că noi, la mănunte, știți cum l-au așteptat cu ramuri de fidi, cum spuneau hainele, că pomul urma să treacă un picior și așa mai departe. Și acum, cu îngăduința dumneavoastră, mi-am pus o întrebare, dacă Mântuitorul care cobora spre Ierusalim, ce era surcat, dacă era și Lazar alături de Iisus, ce de părinte profesor Coman? Cel mai comandă, da. Stai sus, drept, luminare. Ia spune. Cel mai probabil, da, fiindu-i prieten. Era cel mai bun prieten al meu. Și reiese din Ioan, capitolul 11, unde Mântuitorul îl primează, pardon, Mântuitorul ăsta. Ăsta nu-i argument. Până de mată de data asta, ca a terminat la urmă, la mormânte. Părinte, profesor, era posibil să fi fost. Întrucât nu sunt nominalizați nici apostoli. Să vorbești numai despre Iisus și nu sunt pomeniți în mod direct fiecare apostol. Deci, nefiind nominalizați scris și ceilalți, ar fi fost posibil să fi însoțit și Lazar pe Iisus. Da? Mai este o variantă. Oare a fi îndrăznit Lazar să meargă jos din cauza evreilor, iudeilor? Ar fi îndrăznit? Pentru că cred că îl arestau. Deci, avem varianta. E posibil să, dar înclin să spun că a rămas acasă, mai ales că spre seara Mântuitorul se întoarce înapoi în
Betania. Deci, auzind, văzând arhierei și cărturarii, poporul mergând spre Betania, auzind de ce se duc, părăsând grițele, era Ierusalimul pustiu, și atunci a intrat Duhul celor rău ca răzbunării în sufletele lor, în inimă lor, și a spus, trebuie să-L omorâm și pe Iisus, și pe da, deci, aici este momentul din nou când se declanșează, aș putea spune, premizele acestui, acestui proces. Spre seara, deci, luni, duminică, cum era, se întoarce înapoi la Betania și se întoarce a doua zi. Din nou, Mântuitorul se întoarce cu apostolii deja menționat, cu mai clar, se întoarce la Ierusalim. Intră în templu și acolo Hristos a te așteptat să vadă oameni la rugăciune. Oameni la rugăciune. Însă n-a găsit rugăciune în templu, ci a găsit o mare neorânduială. Erau schimbătorii de bani și vânzătorii de porumbei. Momentul acesta este descris foarte amănunțit de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, pentru că el era vameș și el știa că cei care schimbă bani și vând porumbei, știa că ăsta trebuie să plătească taxă. Și el, și să vedeți cât de amănunțit descrie Sfântul Matei lucrul acesta, spune că a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Păi, schimbătorul de bani era un om puțin mai bogat și permitea să aibă acolo masă, nu puteai schimba banii pe jos, pe piatră, ci pe masă. Ce bani se schimbau acolo? Fiecare din țara de unde venea, venea cu moneda lui. Monedele, în general, aveau și o valoare intrinsecă, dar mai mult aveau și valoarea lor ca și greutate. Atâtea grame de argint, atâtea grame de aur, și mai departe. Și oamenii care veneau, iudeii care veneau din diaspora, își schimbau banii ca să-și poată plăti dările, taxele la templu. Însă nu putea plăti în euro sau în dolari, pentru că pe aceste monede apărea un chip de om. Oricând conotația credinței iudaice nu avea voie să apară chip de om, pentru că apărea ideea aceasta a chipului cioplit și mai departe, și așa se face că în vistieria templului nu putea să intre o monedă, oricât ar fi fost de valoroasă, dacă pe ea era chipul unui împărat și mai departe, și de aceea se schimbau pe acești bani și mai departe. Deci, iată de ce era forcot aceasta a schimbului de bani. Răsturnarea meselor, spune Sfântul Matei, și apoi vorbește, spuneți tu,
întrumătit despre scaunele celor care vindeau porumbei. Adică niște oameni mai săraci, care aveau și ei un scaunel, stătea jos pe el și lângă el avea o șeneche de porumbei și îi vindea și el. Deci, iată, cei care au realizat filmul cu treaba asta, au avut niște amănunte foarte importante pentru realizarea filmului. E, Hristos intră, răstoarne aceste obiecte, cum spuneau, și spune, casa mea, casă de rugăciune, se va chema și pentru ce ați făcut-o peștele de tâlhari. Deci, este un o revoltă, ca să spun, al Mântuitorului, cum vă spuneam la început, care aștepta să afle acolo rugăciune și nu asemenea activități la în curtea templului, la templul din Ierusalim. Se întoarce din nou în Betania sau în altă cetate din jurul Ierusalimului și se întoarce din nou, deja suntem acum după zilele noastre, ziua aceea, respectiv marți, dimineața, când se întoarcea în cetate, spune evanghelistul, află rămâsit și văzând smochinul, s-a dus lângă el și n-a găsit nimic și atunci a spus să nu mai rudească niciodată și pe loc smochinul s-a uscat. Își continuă drumul și ajunge la templu, aici începe să învețe poporul, se alătură celor care grăiau în porticele de acolo și, bineînțeles, că evreii îl întreabă cu ce putere faci aceasta. Adică cine ți-a dat putere să înveți și să grești în public și mai departe puterea aceasta. Adică spus în limba noastră bănățeană de astăzi, tu cine ești? Ai diplomă, ai de licență în teologie, de vorbește aici în timpul cu toate acestea. Iată deci, acestea se întâmplă marți, problema cu smochinul și dialogul acesta destul de aspru cu lumea iudaică. Lucrurile încep să se precipite și ajungem în ziua de miercuri. În ziua de miercuri, cuvântul care îl scrie Hristos la Ierusalim este un rechizitoriu foarte aspru adus fariseilor și cărturarilor și prevestește dărâmarea Ierusalimului, care va avea loc în anul 70, făcută de generalul Titus. La fel, va vesti și ultimele sale fapte, deci miercuri, rechizitorul acesta, legat despre viața lor, vestirea dărâmării Ierusalimului, a doua sa venire, deci vorbește și despre a doua sa venire, și pe când Hristos era de data aceasta în Betania, atirii și bătrânii poporului s-au adunat în casa lui Caiafa și s-au sfătuit să-l prindă cu vicleșug și să-l ucidă. Deci suntem miercuri. Se hotărăște prinderea spre a-l ucide pe Hristos și atunci unul din cei 12 apostoli, numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la Ierei, a zis, ce voi să-mi dați
Și eu când vădea în numele voastre, iar ei i-au dat 30 de arginți. Miercuri. Așa scrie Sfântul Matei. Dar cutremurați-vă, că ce voi cita acum este scris Sfântul Luca. Sfântul Luca scrie așa. Luca 22, versetul 30. Și a intrat Satana în Iuda cel numit Iscariotean. Auziți ce se întâmplă miercuri. Vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, a doua venire, hotărârea arhiereilor și a bătrânilor, înțelepților, de-a-l prinde sau ucide, se produce vinerea în această zi, a fost Cuvântul Hristos. De aceea, noi, ortodoxii, postim miercurea peste an, că în această zi a fost Cuvântul și postim apoi vinerea, pentru că atunci a fost răsărit. Evrei posteau miercurea și joia. Iată deci, suntem miercuri. Hristos este vândut cu 30 de agenți. Părinte profesor, e drumulariu. Iuda
a fost mult mai ușor de abordat de bătrânii, de preoții și de toți cei care erau în Sinedru. Că era de-a lor. Ce să faci cu Piatra și cu Andrei și cu Matei și cu ceilalți care erau din nordul Țării Sfinte, de departe, de la 100 ceva de kilometri. Deci este posibil ca Iuda să fi fost relativ cunoscut în spațiul iudaic de acolo. Înțelegeți la seara? Deci așa mi-am pus eu întrebarea că oare de ce el? Deci el a fost cel mai ușor de abordat. Acum, era mult mai cunoscut cu cei de la templu decât ceilalți apostoli. Sunt oameni ca tot critici care spun că ar fi pochetat și cu partida zeloților și atunci a conștea legea. Terminăm după partea zeloților, dar hai să mergem la treaba aceasta. Așa, deci, ca să termin, ca să gândim, deci problema asta de o relativă chestiune logică, deci fiind din zonă, se cunoștea, a fost mai ușor de contact, dar și din partea lor și din partea lor, și așa se face de învățată. Pentru că este o chestiune de o finețe teologică cu totul și cu totul de Dumnezeu. Să vorbim că Iuda Iscarioteanu, Iscariot este un sat din partea de sud a Țării Sfinte, cu tărba aceasta, tot vorbim săracul despre el și nu i-am analizat în profunzime starea lui și cum a fost să fie totul deosebit. Asta s-a întâmplat miercuri. Deci, totul era pregătit. Practic, ce s-a făcut până în secunda aceasta? Ce s-a făcut până în secunda aceasta? Practic, s-a întâmplat dosarul. Practic, s-a întâlnit dosarul. Deci, totul era pus la cale până acum și iată că suntem în ziua de joi, ziua a cincea în calendarul iudaic și ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile. Vine, sâmbătă deja așa mai departe. Este o treabă foarte interesantă, dar este atât de delicat de explicat. Eu am înțeles-o în lumea egipteană, ceea ce înseamnă calendarul joi, vineri, Paște și mai departe. Dar nu intru și nu vreau să vă abat de la o linie atât de logică pe care încerc să merg mai departe. Ei, și aici, deci îl întreabă ucenicii și spune Sfântul Luca la 22:8, zice și a trimis pe Petru și pe Ioan. Trezorierul, era casierul, ca să spun, acestei grupări.
De ce nu l-a trimis pe Iuda? Pentru că plătea ta, ce zici, o masă, ca să pui la o masă 12 persoane, bă, numai 12 de pâine să fie și e ceva, dar minte că era o cină, totul deosebită după modelul Pascal, și mai departe, unde trebuia miel, unde trebuia alte, și alte produse care erau acolo, deci nu era așa, vrei să spun, nu era un fast food. Ai reținut, da. Deci era cu totul altceva. Ei, asta, asta a costat. De ce nu i-a pus pe, l-a trimis pe Petru și pe Ioan și nu pe Iuda? Ce-ți spune ție minte, dacă în calitate de profesor ai predat de atâtea ori pe universitate, dacă ți-a fost cumva un student vreo întrebare în sensul acesta, dacă te-ai gândit vreodată într-o joie mare treaba aceasta că ne-ai ținut o predică? Ce? Care ai spus? Pe de-o parte, datorită faptului că erau... Mai tare? Mai tare. Da. Pe de-o parte, datorită faptului că făceau parte din permanența Mântuitorului, să zic așa, cei doi apostoli împreună cu Iacob, fratele mai mare lui Ioan. Dar pe de altă parte există o teorie foarte interesantă, Sfântul Apostol Petru era în relații foarte bune cu Sfântul Evanghelist Marcu, proprietarul casei. Eu zic că este o parte din adevăr. Deci de ce cunosc eu? Da, și pentru aceasta îl zic în cel mai solemn mod, Părinte dragă, este bine de ce ai gândit, dar miercuri este vândut. Deja era hotărât că trebuie să-l prinde și să-l ucidă. Dacă l-ar fi trimis pe Iuda să pregătească locul, atunci Iuda le-ar fi spus, vedeți că cina va fi în locul cu tare. Ar fi trădat a doua oară, cum să spun. Vedeți că va fi. Și de aceea Hristos, nu știu, asta numai dacă ne va dezvălui însuși, știu Dumnezeu, într-o zi, la vreo undă de mănăstire în Rai, cu problemele acestea, și atunci, ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar fi întâmplat din punct de vedere spiritual dacă ar fi venit? Iuda ar fi cumpărat toate cele de trebuință, totul ar fi pregătit pentru cină și ar fi venit cei de la templu, în locul acela, înainte de a rosti Hristos, luați, mâncați, acesta este trupul meu, veți, dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Am fi rămas fără Sfânta Liturghie și am fi rămas fără pâinea vieții. Ce spune Hristos? Eu sunt pâinea, cea de sus, pâinea vieții. Auzi, Părinte, de ce mă gândesc? Părinte Artele, Dumnezeu și omul,
care știa toate ce propuse Iuda și așa mai departe, de aceea cred eu, printre altele, că Hristos n-a vrut să ne lase fără mâinea vieții, fără Sfânta Liturghie. Ce-am fi? Ce-ar fi biserica noastră astăzi? Fără Sfânta Liturghie, fără trupul și sângele lui Hristos. Iată deci o chestiune cu totul și asta de o finețe și de o chestiune cu totul profundă de analiză, de ce nu trimite pe vești. Iată de ce bănuim că a fost omul mai liber de contact pentru vânzare și iată, după aceea, cum spunem, ce se petrece apoi pentru joia patimilor, pentru joia când nu Iuda este desemnat pentru nu este desemnat să prelucească cele. Poftiți! Dacă ne îngăduiți și cer iertare, eu vă venim cu o opinie, o părere de pedagog. Adică lecția pe care ne-o arată Iisus Hristos este că între vârstnici și tine trebuie să existe solidaritate. Asta cred eu. Thanks. Mulțumim. Mulțumim frumos. Și aici o spun un cuvânt bun. Deci, iată. Iată, deci, vine de ce am lămurit, de ce nu l-a trimis pe Iuda. E, nu intrăm acum în problemă cine e cel de detalii, pentru că acolo sunt alte probleme, dar după cine coboară în grădina Ghețiman și acolo, în grădina Ghețiman, acolo, la fel facem o concentrare de o frază două, acolo Hristos se roagă. Știi ce distanță a fost între apostoli și Iisus în Ghețiman că se ruga? Zi așa. La o rugătură de toți. Iată! Asta e răspunsul. La o aruncătură de piatră, acolo pe stâncă se ruga Hristos, aici erau apostolii. Iată, deci, lucrurile se precipită pentru că veneau Paștile. Suntem joi, vine și vine după masă, intrăm în Paștile, sâmbătă erau Paștile iudeilor. E, de reținut un cuvânt profund. Au venit costașii de la templu și romani, conduși de Iuda, și le-a spus pe cel care am să-l salut, acela este învățătorul. Vin cu făclia prinsă, se spune Sfânta Scriptură, și am spus, mi-aduc aminte, în prima predică pe care am ținut-o în joia patimilor, după ce m-am întors în țară de la Ierusalim, le-am spus la credincioși după predica de joi, de joi seara, le-am spus în Scriptură, așa scrie că au venit la el cu păclia prinsă, deci era noapte întuneric. Și zic, cât va fi ortodoxie, să știți că totdeauna, în joia patimilor, nu este niciodată lună prin aceste, este întuneric total. Și
mi-aduc aminte când au ieșit credincioșii din catedrală, când au ieșit despre catedrale, toți s-au uitat că era, că de la ora 10 încolo, că cele 12 evanghelie și cele mai sunt mai mult atunci, era că de pe trei ora 10, toată lumea s-a uitat sus, să vadă luna și nu era nici coloană pe cer, pentru că, înțeles, cum a stabilirea datelor Paștii la ceva, dar vrea să spun cum s-a marcat pe către Sfinții Părinți că au ieșit cu păcrii aprinse. E, cu ce cuvânt îl întâmpină Hristos pe Iuda? Prietene, o sărutare din sufletul lui. Prietene, la ce ai venit în sfârșit? Deci, iată, Iuda pentru noi, care suntem foarte buni de judecat, îl pălmuim, condamnăm și mai departe, și totuși noi spunem lui Iuda trădătorul și Hristos îi spune prietene. Vedeți cât de copleșitoare este iertarea și iubirea lui Dumnezeu. E, văd că timpul a zburat foarte repede, suntem în momentul acela să trăiesc, în momentul acesta Hristos este prins și dus la Ana, Ana, Iohana. Iohana era arhiereu în retragere, cum a spus noi acum, pensionat, funcționa pensie de obiectiv, mari probleme aceea, dar și era retras, dar pentru că era mai în vârstă și avea o experiență de viață mai deosebită, l-au dus la Iohana, la Ana, de aceea s-a păstrat și în limbajul nostru, de la Ana la aia. L-a dus la el pentru o primă cercetare, după aceea la arhiereu în funcție Caiafa, care era tinere lui Ana, și aici se întâmplă un moment totul deosebit în care îl întreabă arhiereu cine e, dacă ești fiul Dumnezeu și mai departe, și zice, tu zici, atunci el îi spune de acum că el întreabă fiul omului de-a dreapta puterilor de sus împreună cu Sfântul Sfinte și atunci își rupe haina de pe el. Aici, în momentul acesta, practic, deja suntem în pragul, am intrat pe nesimțite în proces. În proces. E, și atunci, Caiafa spune blasfemie și este, zice, pentru aceasta trebuie condamnat la moarte. Se adună în clipă Sinedru, format de 70 de persoane, și dau și ei cam acea sentință și spre dimineață, și spre dimineață se adună din nou a doua oară Sinedul, deja mai complet, pentru că erau răspândiți din cei, din cei 70 de membri, erau răspândiți, vă dați seama, și dau toți acea sentință să fie condamnat la moarte pentru blasfemie. În anul 60-66, romanii cuceresc nordul Africii și cuceresc, bineînțeles, și țara lui Israel, și avem dominația romană,
și la Cezaria, pe malul Mării Mediterane, mai la nord de Ierusalim, aproape de Tel Aviv, s-a cercetat Cezaria și acolo stătea guvernatorul roman, care pe data aceasta ultima Pilat din Pont. Conform legislației, a ocupației romane, orice lege, erau respectate anumite legi ale pământenilor, dar dreptul de a o sândi la moarte nu putea să le exercite fără semnătura, fără acordul guvernatorului Pilat, care era atunci acolo. Deci, până aici avem faza religioasă a procesului și intrăm în etapa a doua, în faza civilă a procesului, când de data aceasta suntem în faza justiției romane, justiție care funcționează și astăzi, ca și la Timișoara. E, analizează la acuzele aduse de către sine și el nu putea, în dreptul roman, nu era un articol, ca să spunem așa, în care puteai să condamni pe cineva la moarte pentru la semne. Nu aveți dovezi cu care atunci vă aduceți aminte de acele înscenări cu totul deosebite, cum că ar fi spus că este în partea noastră iudeilor, că este ca a organizat revolte împotriva stăpânirii romane, deci au încercat prin tot felul de persoane să aducă acuze la așa ceva, totul dovedindu-se fals și Pilat spune, nu am găsit nici o vină. Începe reacția religioasă publică și spune, dacă nu-l condamn la moarte, nu ești prietenul Cezarului și mai departe. Și, practic, începe șantajul, adică cumva Pilat să-și piardă scaunul funcției de guvernator al acestei părți din Imperiu. Și, în momentul acesta, fiind Iisus din Galileea, la Ierusalim se afla și regele Irod Antipa, unul de fiii lui Irod cel Mare, care guverna, era rege, peste Galileea. Și atunci, din nou, Pilat îl trimite la, oarecum, la stăpânului lui administrativ, la Irod Antipa, și îi spune să-l cerceteze și el. Și iată că, după cum bine știți cele petrecute la întâlnirea cu Irod Antipa, Hristos nu răspunde la întrebările lui, și este trimis a doua oară la Pilat. Dar vă spuneam, Irod Antipa se afla în cetatea Ierusalimului de sărbătoarea Paștilor. Este trimis a doua oară la Pilat, știți cele legate de visul soției lui Drosila și mai departe, și în sfârșit cercetat a doua oară și din nou Pilat își va lumine, spune că este vinovat, dar tot la presiunea publică, ca să spunem așa, îl ide sentința de a fi condamnat la moarte, dar nu înainte de a mai încerca un subterfugiu, și anume acela, întrucât de sărbători. Era cu
cum astăzi să elibereze către un termen exact. Și atunci Pilat spune în fața poporului două lune, Baraba și Iisus, și iată, dintre cei doi, poporul îl alege să fie eliberat, Baraba, tâlhar de drumul mare și osândit la moarte Iisus. Hristos. Interesant că pe cruce, deasupra crucii, se trecea totdeauna vina. Vina adusă de idei, de blasfemie, n-a fost scrisă acolo blasfemie, ci a fost scris vina sus Nazareanu, regele Iudeilor, în ebraică, în aramaică și în greacă. Pentru toți care vor trece pe acolo să știe pentru ce a fost osândit la moarte. Imaginați-vă, Hristos este prins în seara de joi, spre vineri, după cină, este prins și pus în lanțul. Ce făcea Hristos în clipa aceea? Spărgea vreo casă? Omora pe cineva? Spărgea vreun magazin? Ce facea Hristos? Era un infractor? Se ruga. Când au venit cei de la templu să le ridice, Hristos se ruga. Ați mai văzut lucrurile acestea? Să îl încătușesc pe cineva? Că se ruga. Și cei care fac atâtea crime și alte treburi, sunt liberi și astăzi dintre noi. Dacă mai îngăduiți, numai să vă reamintesc faptul că în momentul în care Iuda a aflat că a fost condamnat la moarte, Sinedriul i-a dat banii înapoi, n-a vrut să îi mai primească banii și el a fost și mai departe și cele din urmă au luat cu cei 30 de ani mărginți, țarina orală, colaudii care s-a numitat în țarina sângelui, unde au fost înmormântați, străinii care treceau pe acolo prin Țara Sfântă. Deci, noi l-am pus pe Hristos între doi tâlhari. Hristos ne-a pus pe noi între îngeri. Noi l-am pus pe Hristos în mormânt, Hristos ne-a pus pe noi în cer. Dintre toți pământenii care au fost în vremea ce acolo, un singur om l-a apărat pe Hristos. Și acela a fost tâlhar. Oare, Părinte Profesor, o fi avut tâlharul acela licență în drept de la aparat de Dumnezeu pe cuvânt? Zi, nu? Auziți? Cine l-a aparat pe Hristos? Un tâlhar care, dacă prindu-ți ai un pom, bagă mâna, că pe cis, că nu avea
studii de drept la Sorbona. Dar au auzit. De aceea, să respectăm pe toți oamenii de pe pământ, din orice categorie și strat la societății ar fi ei. Și de la un tâlhar, pocăi, poți să lucrezi ceva în viața ta. Deci, nu drepti la o aparat pe Hristos, ci un tâlhar. Acum, două fraze dintr-un scurt eseu. Hristos pe cruce, printre altele, spune și cuvintele acestea: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și-am zis, atunci când a ajuns Hristos la porțile cerului, Tatăl l-a întrebat: Ești împăcat cu toată lumea? Cu toată lumea ești împăcat? Și Hristos a spus: Da, i-am iertat pe toți. Și l-a întrebat: Dar și pe cei care te-au răstignit? Și putem deduce că i-a iertat și pe cei care l-au răstignit, pentru că nu află nici o scriere în vreo scriere în care să fi consemnat cineva ostaful care a bătut piroane, i s-a uscat mâna sau a orbit, sau cel care l-a împuns cu solița, i s-au uscat mâinile. Toți au plecat de la Golgota sănătoși și victorioși, că și-au îndeplinit misiunea și s-au dus în cazară și au raportat centuriului că au executat ordinul și că nu au fost probleme deosebite. Și-au făcut datoria și pe aceștia iertat. N-a plăcut, familiilor s-a întâmplat ceva, tot a fost. De aceea, Hristos s-a întors de pe pământ, iertându-i pe toți și mi-a spus și mie că m-a iertat. Mulțumim!
mulțumim. Vă mulțumesc și eu de invitație și mila lui Dumnezeu. Domnule profesor, care m-aș fi bucurat și eu pe cărările școlii mele să m-a fi condus cineva prin labirintul sfânt al Domnului Hristos să mă lămurească totuși ce-a fost, cum a fost, deși cum începusem la început, practic, vom vedea mai târziu a Evia, când Dumnezeu ne va mai descoperi din tainele Lui. Acum, ca să plecați cu prunțele descrințite de aici, am scris zilele acestea pastorala la Învierea Domnului pentru aceste Sfinte Paști care bat la ușă și părinte de director de la tipografie și cu o maică, cu călugăriță, s-au ocupat să o pună în pagină, să o așeze textul în pagină și să o tipăiască. Și, ca orice tipăritură, trebuie plătită. Și atunci au citit textul de la o capă de altă ca să se vadă. Erau primii care aveau acces la text și au zis ei, am găsit sponsorul care ar putea să plătească tipărirea pastorale. Și pe cine credeți că au desemnat ei? Știți cine cred că va trebui să plătească? Zice, părintele Vântu, starețul de la Mănăstirea Săraca, pentru că zice, înaltul l-a pomenit în pastoral. Și zice, el ar trebui să plătească tipărirea pastorală. Și acum am să vă citesc textul unde l-am pomenit pe starețul de la Mănăstirea Săraca. Ce-ar fi vântul dacă n-ar bate și ce-ar fi omul dacă nu ar învia? Și ei au luat vântul, substantivul vântul de aici, la nominativ, articulat, singular, articol hotărât, și ei au zis, ăsta e vântul, starețul de la Săraca. Și atunci mai citesc încă două fraze pentru bucuria pe voastră. Ce-ar fi vântul dacă n-ar bate și ce-ar fi omul dacă n-ar învia? De azi nu vă mai căutați loc în morminte, ci vă căutați loc în cer. Stejarul uită primăvara că e bătrân. De ce atunci unii dintre noi uităm în clipa morții că suntem veșnici? Stejarul uită primăvara că e bătrân. De ce atunci unii dintre noi uităm în clipa morții că suntem veșnici? Omul nu este nici tânăr, nici bătrân, ci este veșnic. Și iar zic, nu vă fie frică de veșnicie, fie vă frică de apă de. Acum, o ultimă întrebare. Când moare omul? Când nu mai iubește.
Mulțumesc. Rogă Dumnezeu pe tot, pe mulți, pe milioane și milioane, să ajungă în rai,